Pentru a preveni infectarea cu rabie în rândul vulpilor, reprezentanții Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara au demarat astăzi campania de vaccinare antirabică. În paralel, până la finalul anului, are loc și vaccinarea câinilor și pisicilor din gospodăriile hunedorenilor. Reprezentanții Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara demarează astăzi campania de vaccinare antirabică pe raza întregului județ. Având în vedere că rezervorul natural de virus rabic este reprezentat pe teritoriul României de vulpea roșcată, singura măsură eficientă de eradicare a rabiei este vaccinarea animalelor din mediul silvatic. Vaccinarea antirabică în județul Hunedoara se desfășoară în două etape. Vaccinarea mediu silvatic aferentă campaniei de toamnă anului 2022 începe din data de 4 noiembrie și se va desfășura până la sfârșitul lunii noiembrie. Distribuția aeriană a momelilor vaccinale antirabice în mediu silvatic se va efectua cu ajutorul avioanelor, în care sunt instalate aparate de distribuție automatizată a momelilor prin sistem GPS. Aceasta ne garantează o distribuție uniformă și precisă acestor momeli, care se asigură o densitate de 25 de momeli pe kilometru pătrat. Se are în vedere evitarea așezărilor umane, întinderi mari de apă, drumuri naționale pe cât posibil, arealul țintă fiind fondurile cinegetice și extravilanul localităților. Vaccinarea antirabică se efectuează și la animalele domestice, iar campania se realizează până în luna decembrie, ea fiind gratuită. În ceea ce privește vaccinarea carnasierelor domestice, aceasta a început de la 1 octombrie. În această campanie sunt cuprinse pisicile și câinii din gospodăriile populației. Vaccinarea este gratuită pentru toate carnasierele și este decontată de către stat și este efectuată de către medicii veterinari de liberă practică în Puternicis, cu care DSVSA Hunedoara are contract de colaborare. Pe toată perioada derulării campaniei de vaccinare, echipe ale DSVSA Hunedoara vor efectua acțiuni de monitorizare în teren în vederea desfășurării corecte a vaccinării. Rabia este o boală virală deosebit de gravă a animalelor, care se poate transmite la om, finalizându-se întotdeauna cu moartea animalelor afectate dacă acestea nu sunt vaccinate.